Străzile, trotoarele, cât și mobilierul stradal din municipiul Petroșani vor fi igienizate zilnic cu o soluție pe bază de clor. Administrația publică locală a luat această măsură pentru a preveni îmbolnăvirea cetățenilor cu virusul COVID-19. Începând de astăzi am procedat la spălarea străzilor cu apă și clor și a trotuarelor și a băncilor. Această operațiune va continua în fiecare zi de acum înainte, atâta timp cât va fi nevoie. Vom merge în toate cartierele din municipiul Petroșani și, repet, în fiecare zi vom face această operațiune. Pentru realizarea acestei acțiuni, primăria Petroșani a achiziționat 2000 de litri de clor.